Pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unei tronson din conducta de alimentare cu apă de la subsolul blocului situat pe Bulevardul Tomis numărul 69 din municipiul Constanța, Raja ESA este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile în data de 25 februarie, în intervalul orar 9 și 30 de minute 13. Vor fi afectați de lipsa utilității consumatorii din perimetrul delimitat de străzile. Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, precum și cei arondați punctelor termice numerele 7, 9 și 10. Ne cerem scuze pentru neplăcirile create abonaților din zonă pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Au transmis reprezentanții Raja. Consumatorii afectați sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscasnic pe durata întreruperii furnizării utilității.